Oameni buni, bine v-am regăsit la Secretele Brașovului. Astăzi o să discutăm în prima parte despre un subiect pe cât de important, pe atât de delicat și pe atât de actual în ceea ce privește, nu știu, haideți să spunem schimbări a tot ceea ce se petrece în societatea românească. Pentru că atâta timp cât vorbim despre partea economică și macroeconomică la nivel de România, trebuie să o extindem și să mergem și către Europa. Pentru că nu mai funcționăm într-o piață economică numai pură a României, suntem legați în mod legislativ și în mod ombilical, aș putea să spunem, de cea europeană. Și atunci trebuie să discutăm aceste aspecte cu cineva care cunoaște atât zona europeană cât, evident, și pe cea locală. Și mă refer aici la cea a României. Am plăcerea să mă alătur de mine astăzi pe doamna profesor universitar, dr. Ileana Tache, care totodată este și coordonator al Centrului de Excelență Jean Monnet, înființat în 2006. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit. În primul rând, eu aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată de a participa la această emisiune, pentru că îmi oferă o mare șansă. Pe de o parte, șansa de a-mi populariza proiectele europene în care sunt implicată și, în al doilea rând, pentru că îmi permite să-mi exprim punctul de vedere despre prioritățile agendei economice actuale. Evident, așa cum am făcut și introducerea, vreau să discutăm astăzi despre ceea ce înseamnă economie națională versus sau combinată cu cea europeană, pentru că, așa cum discutam și cu dumneavoastră înainte de emisiune, sunt strâns legate și deja nu mai putem să funcționăm chiar cum ne dorim noi. Trebuie să respectăm niște reguli, niște legi. Bineînțeles, avem și beneficii de pe urma acestora, dar avem și obligații. Și totodată, până acolo, vreau să facem puțin legătura cu partea aceasta europeană și doresc să vă întreb vis-a-vis de acest centru de excelență Jean Monnet, cu ce se ocupă acest centru și care este rolul dumneavoastră în acest centru de excelență? La ce proiecte faceți? Proiectul se intitulează Challenges and Prospects of European Integration in Southeastern Europe. Deci, provocări, tendințe ale integrării economice europene în această zonă a Europei. O zonă a Europei care vine cu un nou peisaj, care prezintă aspecte eterogene din punct de vedere politic, economic, social, chiar cultural, și care trebuie să parcurgă pași mai mari pentru a lichida decalajele care separă regiunea de Europa Occidentală. Partenerii noștri în acest proiect fiind țări precum Grecia, Bulgaria, Malta, Cipru, și chiar Turcia, care este o eternă candidată la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, profesorii turci, pe care chiar am avut de curând invitați într-o conferință a noastră la Brașov, trei profesori din Antalya, dar care au prezentat niște lucrări foarte interesante legate de relația Turciei cu Uniunea Europeană, și anume Uniunea Vamală Europeană, poziția Turciei într-un potențial parteneriat transatlantic și chiar relația Turciei cu prevederile tratatului de la Maastricht. Deci, creând acest proiect, încercăm să ne conjugăm eforturile în această zonă a Europei pentru o integrare economică mai profundă și pentru racordarea la normele europene care ne ajută. Mulțumesc foarte mult și acum vreau să trecem de acolo în zona mai practică a lucrurilor și aici mă refer la cetățeanul care ne privește, la buzunarul lui și la mici paradoxuri care cel puțin vin dinspre stradă. Punctual, iau câteva lucruri și vă rog să mă corectați sau să ajustați dacă nu este undeva în regulă. Suntem pe una din cele mai mari creșteri economice la ora actuală, chiar la nivel european și nu numai european. Putem privi și din alte puncte de vedere, chiar mondial. Avem un trend crescător destul de mare, care se prefigurează și spunea și dumneavoastră și să fie și anul viitor. Cu toate acestea, actualmente avem euro la un nivel cel mai crescut din istoria monedei și a României.
Avem scumpiri în valuri, chiar mă uitam pe rețele de socializare, cred că o glumă, așa cum ne stă nouă bine românilor, era un inel de logodnă și în loc de o piatră prețioasă avea un nou în mijloc. Ca dovadă că ouăle a ajuns atât de prețioase acum că se dau pe poți de pietre prețioase. Ouăle se scumpesc, untul se scumpește, benzina s-a scumpit cu 10% în ultima lună, 9% parcă, dacă am văzut eu bine. Toate astea pe un fond, cel puțin din punct de vedere al cifrelor, crescător al României. Adică noi producem destul de mult și cu toate alea plătim foarte mult și lucrurile se scumpesc. Păi ce se întâmplă în momentul în care, nu știu, nu producem atât de mult? Păi nici nu vreau să mă gândesc. Ce, unde este o, nu știu, există o mică ruptură undeva, ceva nu e în regulă? Pentru că eu consider că dacă produci mult și o societate care merge și duduie economie plină, dacă am fi cum trebuie să duduim într-adevăr conform cifrelor, pentru că ar trebui să plătim mai mult, nu? Problema actuală cu care se confruntă România este problema posibilității deficitului bugetar. Conform tratatului de la Maastricht al Uniunii Europene, s-au stabilit 5 criterii de convergență nominală pentru trecerea la euro, 2 criterii fiscale și 3 criterii monetare. Deficitul bugetar, care nu trebuie să depășească 3% din PIB, este unul din cele 2 criterii fiscale. Mai mult decât atât, Germania, care e motorul industrial al Europei, a fost inițiatoarea așa numitului Pact de Creștere și Stabilitate, prin care țărilor din Uniunea Europeană li se impune respectarea celor 2 criterii fiscale chiar și după ce au intrat în zona euro și înainte de a intra în zona euro. Deci, practic, toate țările Uniunii Europene trebuie să respecte aceste criterii. Conform anticipărilor, estimărilor făcute de agenții de rating internaționale precum Fitch, România pentru anul 2017 ar avea un deficit bugetar de 3,7%. Exact aceeași estimare o face și Fondul Monetar Internațional. Mai mult decât atât, chiar și Banca Națională a României, guvernatorul BNR, a afirmat că dacă nu se iau măsuri corective, România va depăși deficitul bugetar. Deci este nevoie de bani la bugetul de stat. Posibil ca să fie una din cauzele actualei, așa zise, revoluții fiscale. Este nevoie de bani care să fie atrași la bugetul de stat. O altă problemă actuală, problemă economică a României, legată de acest paradox al unei creșteri economice relativ mari, dar care nu se regăsește în standardele de bunăstare ale oamenilor, este și faptul că pe teritoriul României activează multe companii multinaționale, situație în care, e clar, profiturile și-au zborul în afara țării, iar aici, în țară, rămân doar salariile relativ mici pe care le primește populația angajată în aceste companii. Haideți, pentru că ați pomenit și toată lumea discută despre acest deficit bugetar, aș vrea să explicăm un pic foarte pe scurt și pe înțelesul tuturor ce este acela un deficit bugetar. Sigur. Statul, pe de o parte, are încasări la bugetul de stat, format din taxe și impozite, pe de altă parte avem cheltuielile guvernamentale. Ori de câte ori cheltuielile guvernamentale sunt mai mari decât încasările din taxe și impozite, țara respectivă va avea deficit bugetar. În ultima perioadă, din păcate, majoritatea țărilor, nu numai pe plan european, și pe plan internațional, lucrează cu deficite bugetare și vorbim chiar de deficitele gemene, pe de o parte deficitul bugetar, iar pe de altă parte deficitul balanței comerciale, atunci când volumul total al importurilor unei țări este mai mare decât volumul total al exporturilor. Ce se întâmplă când o țară se confruntă cu această situație? Trebuie să facă datorii. Fie datorii interne, atunci când emite titluri, obligațiuni, împrumutându-se în felul acesta de la populație, fie
să se împrumute pe plan extern de la organismele financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și așa mai departe. Deci aceasta este explicația noțiunii de deficit bugetar. Stau și acum, în timp ce povesteați dumneavoastră, mă gândeam dacă, apropo de obligațiuni și ceea ce povesteați, și până la urmă e un lucru destul de simplu, dacă ai, mă gândesc, ai 1000 de lei, stai și te gândești cui ai dea să ți-i administreze mai bine, mă gândesc eu așa. Păi, în primul rând, eu mi-i administrez cel mai bine, zic eu. Dar dacă nu am cunoștințele necesare, îmi caut o instituție specializată să-mi administreze acea 1000 de lei ca, nu știu, să am o pensie eventual. Asta o face statul, pe de-o parte, care colectează, așa cum spuneați, foarte multe taxe. Bun, dar pare să că statul nu e clar cel mai bun administrator al acestor fonduri și asta e dovedită, pentru că statului clar îi place să cheltuiască, că sunt, nu știu, reflexe electorale, că trebuie să dăm salarii mai mari, că așa mai departe. Clar, statul îi place să cheltuiască pentru că el așa se autosustine, așa trăiește și, până la urmă, așa gestionează puterea de care are nevoie, atât pe plan local, național, cât și internațional. Asta cred că e destul de elocvent și clar pentru toată lumea. Acum, întrebarea mea este, dacă noi, în creștere economică, când teoretic ar trebui să colectăm mulți bani de la firmele care plătesc taxe și impozite pentru că le merge bine, de la oamenii care plătesc taxe și impozite pentru că le merge bine, cel puțin teoretic, nu? Că dacă ești pe creștere, ar trebui să-ți meargă bine, să colectezi multe taxe, să ai mulți bani. Problema este că dacă ai cei bani, nu îi bagi la loc în lucruri care să-ți producă ceva, ci numai în consum până la urmă, că cu asta ne mândrim noi că cresc cu consumul. Bun, crește consumul, dar poate să crească consumul că m-am dus și mi-am cumpărat un pachet de unt în plus, dar dacă strada pe care m-am dus eu este neasfaltată, nepietruită, poate ca doar mă mai duc. Încerc să spun aceste, nu știu, poate exemple și să vă rog pe dumneavoastră să le explicați, în sensul în care nu e mai bine să băgăm acești bani în lucruri constructive, în lucruri care să producă, într-adevăr, locuri de muncă, valoare adăugată și nu în consum? Sigur, este foarte bună întrebarea pe care mi-o adresați, dar punctul de pornire este politica fiscală. Coordonatele politicii fiscale adoptate de către guvern. Și aici trebuie să o legăm, vrem, nu vrem, de o slăbiciune a integrării europene. Pentru că dacă în multe domenii avem o politică comună a Uniunii agrară Europene, există, da, agrară, industrială, politica monetară pentru țările aflate în zona euro, avem politică comună și în domeniul transporturilor, avem politică de mediu, avem politică energetică, nu avem încă o politică fiscală comună. Se încearcă ușoară armonizarea TVA-ului, a anumitor taxe, dar nu avem politică fiscală datorită faptului că standardele economice sunt încă foarte diferite între țările membre ale Uniunii Europene. Și aici pot să vă dau un singur exemplu. Haideți să luăm salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie este cel mai mic în Bulgaria și România. Dacă nu mă înșel, un 275 de euro în România și un 235 de euro în Bulgaria. Haideți să-l comparăm cu cel din Luxemburg, unde vorbim de 1999 de euro, salariu minim pe economie, deci 2000 de euro. Și atunci politica fiscală trebuie să-și o facă fiecare stat în parte. Nu putem să avem o politică fiscală comună. Drept pentru care fiecare guvern încearcă să găsească cele mai potrivite soluții, care nu, poate nu întotdeauna sunt cele mai bune. Din punctul de vedere al României, este un lucru dovedit faptul că de fiecare dată când a trebuit să urmăm directivele, normele europene, să ne conformăm standardelor din Europa Occidentală, noi am avut doar de câștigat. Deci, în condițiile actuale în care observați că Europa trece printr-o criză existențială, Brexit și ceea ce s-a întâmplat în Spania și în atâtea alte țări în care se afirmă tot mai puternic partidele ultranaționaliste, România ar avea doar de suferit.
Mă întorc puțin către zona de cod fiscal, pentru că așa cum pomeneați și la început, această revoluție fiscală, teoretic ar trebui să aducă plusuri. Cu toate astea, cel puțin deocamdată nu se vede, să vedem ce o să se întâmple, pentru că se pare că din propunerile care au fost înaintate deja, foarte multe sunt contestate, societatea civilă, patronatele au luat act de ele și se pare că multe dintre ele sunt blamate. Acum, este drept și vreau să plecăm de la premiza că orice schimbare în general pe care o crezi într-o societate îți generează o oarecare opunere la început, pentru că omului nu-i place să se schimbe foarte repede ceva. Problema este că, acum glumind, aș putea să spunem că la noi la câte schimbări sunt într-un cod fiscal pe parcursul unui an, cred că ar trebui să se opună lumea toată ziua, bună ziua, pentru că noi deja ne-am obișnuit, e ca și cum bei apă, exact așa sunt schimbările la noi în codul fiscal. Întrebarea este, cât de bune sunt aceste schimbări? Fac abstracție acum dacă sunt într-adevăr bune sau rele ele, dacă au efectele dorite sau nu au efectele dorite. Vorbim de asta mai încolo. Întrebarea mea este, cât de bine este pentru un agent economic, este el mic sau mare, pentru unul care acum începe, pentru omul de rând, pentru salariat, ca să existe schimbări foarte dese într-un cod fiscal? Poți să-ți faci un plan de afaceri, poți să-ți faci o predicție financiară tu ca firmă pe următorii 2, 3, 5 ani, cum suntem învățați, sau stai și aștepți tot timpul să vezi ce schimbare nu, se această întâmplă? Această instabilitate a legislației din totdeauna a blocat investițiile, în special investițiile străine. Niciodată investitorii nu vor veni într-o țară marcată de schimbări legislative foarte dese. Chiar și această revoluție fiscală blochează cumva procesul investițional, pentru că oamenii de afaceri spun, chiar dacă contribuțiile au trecut de la angajator la angajat, noi vom fi obligați să mărim salariul minim pe economie, exact. Ceea ce nu ne permitem, ceea ce nu intra în calculele noastre inițiale. Deci este clar că vom avea o reducere sau o blocare a procesului investițional ca urmare a acestor măsuri. Deci, pe de o parte, pentru că schimbările sunt mult prea dese și nedorite de mediul de afaceri, și în al doilea rând, pentru că nu corespund unor planuri de afaceri pe care investitorii și le-au făcut cu mult timp înainte. Și atunci normal că se întâmplă ce se întâmplă. Se fac acțiuni care se opun, că lumea spune nu e bine să facem așa, guvernul mai negociază, mai reduce, mai dă de acolo și ajungem în final la un numitor comun, să spunem că vom ajunge sau nu, vom vedea. Dar până la urmă, toate aceste lucruri, chiar dacă sunt negociate, nenegociate, așa cum spunea și dumneavoastră, nu fac bine economiei. Asta e cert, pentru că eu, dacă ar fi să investesc, mă gândesc așa, să mă duc, să mă pun la o masă, să dau 10 lei și să știu că regulile acolo se schimbă tot timpul, nu m-aș duce să dau, că nu știu ce regulă, cu ce regulă îmi vine mâine și poate îmi pierd cei 10 lei. Atunci este normal să stau și să aștept până se stabilizează la un moment dat acel sistem. Pe bun, dar la noi se stabilizează de vreo 30 de ani. Care ar fi, din punct de vedere, nu știu, ideal, hai să spunem, sau care ar trebui să fie conduita unui guvern din punct de vedere fiscal? În primul rând, sistemul de impozitare adoptat. Avem două mari sisteme de impozitare în Uniunea Europeană. Cota unică de impozitare și impozitarea progresivă. România are, la ora actuală, cotă unică de impozitare, care de obicei este mai mică decât impozitarea progresivă. În cazul impozitării progresive, celor cu venituri mai mari li se percep impozite mai mari, iar celor cu venituri mai mici, impozite mai mici. Cota unică de impozitare au adoptat-o în general țările din Europa Centrală și de Est, din dorința de a atrage investitori străini, pentru că e clar, și cota pe profit fiind mai mică, investitorii ar avea interesul să vină, și în al doilea rând pentru a ridica gradul de colectare a impozitelor la bugetul de stat. Acest sistem al cotei unice se pare că este încă pentru România cea mai bună formulă de impozitare, dar
aceste nenumărate schimbări nu fac bine mediului de afaceri. Și acum revin la ceea ce m-ați întrebat acum, dar și legat de întrebarea anterioară. În momentul în care firmele, investitorii vor trebui să mărească salariul minim pe economie pentru că îi obligă legislația, s-ar putea să nu mai facă angajări. Ceea ce nu va face decât să contribuie la creșterea ratei șomajului. Un lucru pe care nu ni-l dorim. Și atunci, să zicem, pentru o potențială trecere a României la euro, riscăm nu numai nerespectarea criteriilor de convergență nominală, cum este deficitul bugetar, dar și a criteriilor de convergență reală, unde clar intră standardele de viață, rata șomajului, numărul de locuri de muncă existente. Deci se pare că nu fac bine aceste schimbări prea dese. Discutam zilele trecute cu cineva, apropo, că am vorbit și de multinaționale, azi vorbim și de cei mici care își încep acum o afacere. Teoretic ar trebui ca piața din România să fie deschisă pe creștere economică, să poți să-ți faci o afacere și să funcționeze. Să poți să o iei de jos și să, dacă muncești cum trebuie, să-ți fie bine. Și discutam cu cineva care îmi spunea că făcuse un plan de afaceri pe un program pe care s-a bătut foarte mult moneda, România Startup Nation. Vom vedea cât de bun este. Teoretic, pe hârtie și din punctul meu de vedere, este un program bun. Dar să vedem ce se va întâmpla la final cu el. De ce? Pentru că treptat încep să am unele rezerve în ceea ce privește unele măsuri. Programul în sine a fost gândit bine, rău, fiecare cu părerea lui. Dar acolo tu ți-ai făcut o predicție. Cât te costă salariu, apropo, cât trebuie să dai taxe la stat, cât te costă impozitul. Acum, și l-ai făcut după vechiul cod fiscal, că atunci era programul, era, nu știu, pe la începutul anului sau când a fost dat după legea respectivă. Acum, când vor fi nevoiți cei 10.000 sau nu știu câți de oameni să implementeze acest program, au alt, pentru că acolo trebuie să angajezi cel puțin 2 oameni din câte am văzut eu, sau mă rog, 2 oameni ca să sunt cei care au câștigat proiectele cu punctaj major. Ai crescut salariul respectiv, predicția pe care tu ți-ai făcut-o în planul de afaceri nu mai e valabilă, că deja a crescut odată. După aceea nu mai e valabilă nici cota de impozitare, pentru că se schimbă acum. Păi întreb eu, pentru cineva care nici măcar nu a început o afacere și tu deja ai schimbat regulile jocului în timpul jocului, ce poate să facă omul ăla? Și de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că am văzut foarte multe anunțuri, hai să nu zic foarte multe, să nu exagerez, dar am văzut multe anunțuri pe site-uri prin care se vând aceste proiecte. Se vând pur și simplu. Deci omul nu mai vrea să mai facă afacere. Ați pus punctul pe i asupra unei probleme extrem de importante. Prin politicile economice actuale se neglijează că secretul, cheia progresului unei națiuni este producția națională, da? Dacă este să facem o comparație între ce înseamnă produs național brut, care înseamnă producția realizată de firmele românești, și produs intern brut, care înseamnă producția realizată atât de firme românești, cât și de firme străine, noi trebuie să insistăm asupra ceea ce înseamnă produs național brut, pentru că s-a dovedit tot cu exemple istorice în istoria economică. Țările care în perioade, au existat perioade în care au avut produs intern brut mai mare decât produs național brut, nu au avut o situație foarte bună din punct de vedere economic. Asta s-a întâmplat în anii 80 în America Latină, când veneau acolo și investeau foarte multe firme străine, pentru că puteau să dea salarii foarte mici oamenilor, dar ceea ce însemna câștig substanțial nu se regăsea. Își lua zborul în America, nici de cum nu rămânea în acele țări. Deci prin actualele măsuri ar trebui să se facă tot posibilul încât firmele naționale să fie stimulate, producția românească să fie stimulată. Sigur că sunt foarte bune și investițiile străine. Ele vin aici cu capital, aduc tehnologii noi, performante, moderne, învățăm de la ei inclusiv metode de lucru, avem într-adevăr foarte mult de câștigat, dar pe de altă parte, dacă nu stimulăm ceea ce înseamnă producție națională, nu vom avea niciodată prosperitatea dorită.
Se anunță din aceste motive și multe altele, sunt proteste care au crescut, știu că chiar duminică astăzi este anunțat încă un protest masiv în întreaga țară. Ideea este că, ok, protestăm, unii, ceilalți merg înainte, alții încearcă să se descurce. Până la urmă, nu cred că este foarte important, cel puțin din punctul meu de vedere, și asta am auzit-o vorbind cu multă lume, nu cred că este foarte importantă cum se face, adică cine conduce din punct de vedere politic. Important este ce spuneați dumneavoastră, să existe o continuitate și o predictibilitate de așa natură încât să știm că și peste 2, 3, 5, 6 ani, pe cât posibil, țara merge pe acest drum. Adică întărește exporturile, dă legi permisive pentru asta, lasă să fie permisiv și pentru multinaționale să vină, așa cum spuneați, sunt plusuri din toate părțile, dar să nu le mai schimbe, pentru Dumnezeu, să nu le mai schimbe tot timpul, deodată la 3 luni, la 6 luni, se mai trezește, mai vine un ministru nou, mai dă o lege, mai vine unul, mai dă o lege. În comisii se joacă ping-pong cu legile. Păi nu mai știe nimeni, nici angajatorul, dar nici angajatul, pentru că actualmente, și sunt discuții pe tema asta, la toate firmele au apărut mai nou, asta o știu de la o parte, am discutat cu cei de la Corpul Experților Contabili, prin care acum, indiferent că ești o firmă cu 2 angajați sau ești o firmă cu 2000 de angajați, tu trebuie să demonstrezi prin hârtii, altă birocrație, că ai discutat cu toți oamenii pe care i-ai tu în subordine și chiar dacă ai sindicat, n-ai sindicat, tu trebuie să explici care e problema cu salariul minim, trebuie să-l spui omului că nu pierde nimic, că tu îi mărești salariul, ca așa mai departe, ca patron. Păi ce facem? Facem hârtii sau facem treabă? Da. Pe de altă parte însă trebuie avut grijă cu această mărire salarială, pentru că o mărire salarială nejustificată până la urmă se întoarce împotriva noastră. Oamenii ignoră acest aspect. Ori de câte ori nu se respectă acea simplă aritmetică a inflației. De unde rezultă procentul de inflație? Din procent creștere salarii minus procent creștere productivitatea muncii. Deci dacă persoana respectivă nu a dat un produs sporit pe unitatea de timp și totuși încasează un salariu sporit, atunci în circulație vor intra mai mulți bani, ca de obicei, ceea ce va exercita o presiune în sus asupra nivelului prețurilor. Ori, presiune în sus asupra nivelului prețurilor înseamnă inflație, adică scăderea puterii noastre de cumpărare. Cu alte cuvinte, nu te încântă că ai un salariu mărit cu 10% și prețurile au crescut cu 15%. Deci aici, repet, indiferent de guvernul care conduce, mărirea salarială în sine nu trebuie privită ca un scop de atins în orice condiții. Măririle salariale trebuie studiate cu mare atenție pentru că, în final, dacă nu sunt justificate, se întorc asupra noastră. Doamna Ileana Tache, vă mulțumesc foarte mult pentru conversația pe care am purtat-o. Sper că cei care ne privesc acum și-au luat măcar o mică bază în ceea ce ar trebui să urmărească atunci când își fac niște calcule și ei, poate, în gospodăria lor. Și sper să... ca țara asta să aibă parte de mai multă predictibilitate și mai multe lucruri pe care putem să ne bazăm și nu să se schimbe dintr-un minut în altul. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Oameni buni, o scurtă pauză și ne revedem!